e oceanul cu noroc. Nu se știe cum, dar razele soarelui au pătruns prin zăpadă și au ajuns până la o floricică ascunsă sub lacuma groasă de nea, care a crezut că a venit luna martie. Probabil din cauza nerăbdării s-a înșelat. Era ultima lună din iarnă. Primăvara avea să se arate și ea curând. S-a întins și și-a lungit ulbina atât de mult cât a putut și a croit drum prin zăpadă și a ieșit la suprafața ei. Dar, vai, s-a înșelat, iarna nu se dădea dusă. Zăpada nu era pe sfârșit, dar soarele îl mângâie cu razele lui plăcute, căutând să-l ocrotească. Toată lumea era încântată la vederea lui și l-a arătat cu degetul pe ghiocelul cel curajos, care probabil ar fi înghețat dacă un copilaș nu l-ar fi luat cu el acasă. Îl puse în apă și în camera călduroasă ducea un trai regesc. Într-una din zile, sora băiețelului îl scoase din vază și împreună cu o scrisoare l-a pus într-un plic. Ghiocelul nu putu să citească scrisoarea, dar era sigur că era una frumoasă după scrisul caligrafic și hârtia parfumată. Călătorit timp de câteva zile, mergea departe foarte incomod într-un sac poștal până când cineva îl scoase din plic. Un tânăr îl prinse cu drag și ridicându-l la buze, îl sărută cu foc. Mai târziu, tânărul deveni un mare poet. În poeziile lui amintea de ghiocelul drag care l-a inspirat, făcându-l renumit. Poate că ghiocelul răsărise ca să vestească primăvara, dar a purtat noroc unui tânăr. Împăratul capricios și credincioasa lui soție. Au fost odată un împărat și o împărăteasă care trăiau fericiți. Trecuseră mulți ani de când ei se cunoscuseră și au hotărât să-și unească destinele. Dar într-o zi, poate din gelozie, poate din cauza vorbelor scornite de niște invidioși, sau poate numai dintr-un capriciu, el își ieși din fire și hotărâ să o trimită pe soția lui înapoi la părinții ei, pedepsind-o astfel. Degeaba încercă împărăteasa să-l convingă, să o asculte că e nevinovată. Degeaba îl imploră ea. Nu reuși să-l facă să-și schimbe hotărârea. Te las! Aceasta a fost singura concesie a împăratului, să iei cu tine care ți-e cel mai de preț și drag lucru. A doua zi, împăratul, când se trezi, își dădu seama că se află într-o cameră complet necunoscută. Nu era niciuna din odăile palatului său. Se frecă la ochi și se uită din nou în jur, dar nu se schimbă nimic. Nu se afla în palatul lui. Unde sunt? Întrebă pe împărăteasă, care era lângă el și aștepta să se trezească. Ce ai făcut? M-ai lăsat să iau cu mine lucrul cel mai de preț și drag pe care l-am, spuse împărăteasa. Iar eu nu am nimic pe lumea aceasta mai scump și mai de preț decât tine. Prin urmare, când ai adormit, le-am poruncit slugilor să te aducă în casa părinților mei. Împăratul și-a dat seama că a greșit, aplecând urechea la toate bârfele din palat și nelăsând-o pe împărăteasă să spună nimic în apărarea ei. O îmbrățișă pe credincioasa lui soție și s-au întors împreună în palatul lor, unde au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Plăcinta cea înspăimântată. Mămica întotdeauna le făcea ceva nou și dulce copilor ei. Bucatele pe care le pregătea ea erau întotdeauna delicioase.
Într-una din zile învârtea plăcinta cu atâta grijă încât copiii își lingeau deja buzele. Abia așteptau să fie coaptă pentru a o mânca. Draga noastră mamă, spuseră copiii cu glas mieros pentru că erau nerăbdători și înfometați să mănânce acea plăcintă, dă-ne o bucătură! Bine, așteptați numai puțin să se răcească și după aceea o puteți mânca pe toată, doar pentru voi am făcut-o. Plăcinta, auzind spusele mamei, își dădu seama ce soartă o aștepta și s-a speriat. Sări din tigaie, se rostogolind tocmai ca o roată și așa rostogolindu-se, ieși pe ușa afară, după care dus a fost. Nu s-a oprit decât în vale, lângă un pom, să-și tragă sufletul. Se gândea, ce bine că am scăpat de copiii aceia pofticioși, de mă prindeau, mai rămâneau din mine doar firmiturile. Și cum stătea ea liniștită la umbră, simți cum o furnică se urcă pe ea. Deschise ochii. Și ce să vadă? Era înconjurată de milioane de furnici. Toate veniseră în jurul ei. Ce vreți de la mine? Întrebă plăcinta înspăimântată și mai tare de data asta. Nimic, răspunseră furnicile în cor. Pe tine te vrem, te vom mânca. Și până să-și dea seama plăcinta ce se întâmplă, furnicile năvăliră pe ea și o mâncară. Ce bună și dulce a fost plăcinta asta, spuse o furnică. Oare cine a făcut-o? Nu știu, răspunse altă furnică, dar sigur a pus în ea multă dragoste. Pescarul nebun. Era zi de târg, o zi frumoasă de duminică și în oraș începură să vină din toate colțurile lumii căruțe cu oameni. Unii aveau marfă de vânzare, alții proiau să cumpere. S-au adunat acolo mulți gură, cască, negustori, crescători de vite și țărani, nobili și circari, veni până și împăratul. Se întâmplă ca unui negustor să-i fete tocmai atunci iapa unui mânz. Toți se bucurară la vederea lui. Era mic, dar sănătos și tare frumos. Copiii începură să aplaude de bucurie la vederea mânzului, care se înspăimântă foarte tare de toată acea tevatură și de îndată ce se putu ridica în patru picioare, se ascunse între doi boi. Stăpânul mânzului a vrut să-l ia înapoi, dar stăpânul boilor îi spuse: mânzul este al meu, pentru că el însuși și-a ales locul. Porniră cu disputa la împărat, care hotărâ că mânzul trebuie să rămână unde este, cu boii drept părinții lui, pentru că el însuși își alesese locul. Omul, deși fusese nedreptățit, nu a avut ce face. A doua zi, împăratul ieși la plimbare cu caleașca, iar în mijlocul drumului îl întâlni pe stăpânul mânzului. Avea o plasă de prins pești în mână și în mijlocul râsetelor celorlalți se prefăcea că pescuiește. Dar tu ce faci? Îl întrebă împăratul. Pescuiesc, măria ta, răspunse stăpânul mânzului. Dacă doi boi pot avea un mânz, de ce n-aș putea eu pescui pe uscat? Împăratul și-a dat seama de greșeala ce făcuse și pentru a nu râde lumea de el că nu e om cu judecată, l-a pus pe stăpânul boilor să-i înapoieze mânzul proprietarului de drept. Vom citi azi povestea Pușculița Porcușor. Pușculița Porcușor era atât de plină cu bani că dacă o scutura cineva, nici nu se mai auzea zornăitul banilor. Stătea gata să crape
pe raftul plin de cărți, în camera copilului. Trebuie să recunoaștem că arăta foarte bine cu florile lui albastre, pe corpul lui lucitor roz. Toate jucăriile se uitau cu admirație la el, datorită bogăției lui. Noaptea, marionetele dădeau reprezentații numai pentru el. Păpușa îi cânta numai lui și tângea ca el să o ia de nevastă. Soldăței de plumb marșăluiau toată noaptea sub raftul de cărți și îl păzeau ca nu cumva vreun hoț să fure comoara neprețuită a lui. Într-una din zile, când copilașul dori să mai pună încă un bănuț în pușculiță, atât de tare a apăsat-o și așa a forțat deschiderea pușculiței că aceasta s-a spart. Oh, porcușorul meu s-a spart! Mama, asta înseamnă ghinion? Nu, nici vorbă, înseamnă noroc. Joburile aduc noroc. Acum ai toți banii necesari pentru bicicletă. Mama strânse banii și aruncă bucățile în sparte. După câteva zile a pus o altă pușculiță în locul ei. Acum, pentru ce ai să aduni bani? Întrebă mama. Cred că pentru o pereche de role sau pentru altceva. Nu m-am hotărât încă, răspunse copilașul. Nici nu trebuie să mai spun că aceasta era goală și nici nu zornea așa ca cea veche. Dar altfel era tocmai ca și cea care s-a spart. Un porcușor roz cu flori albastre pictate pe corp și aștepta cu nerăbdare să fie privit cu admirație de celelalte jucării. Vom citi azi o poveste despre prietenie. Cei patru prieteni și inelul împăratului. Un împărat avea un inel fermecat și cât timp îl avea pe degete, nimeni nu putea să -i ocupe tronul. Așa că atunci când inelul se pierdu, se sperie foarte tare și promise că îi va da de soție pe unica sa fică celui care îi va găsi și îl va înapoia, făcându-l astfel și succesor la tron. Mulți și-au încercat norocul, printre care și un tânăr care avea trei prieteni. Primul, ochi ager, avea așa un ochi pătrunzător că putea vedea și prin munți. Al doilea, umflatul, avea o burtă imensă în care încăpea chiar și toată apa dintr-un ocean cu pești cu tot, iar apoi o putea pune la loc. Al treilea, lunganul, era foarte înalt și dacă se întindea pe jos, ajungea dintr-un capăt al pământului la celălalt. Ochi ager observă imediat inelul. Era înțepenit pe cealaltă parte a mării, pe o stâncă din Muntele Roșu, mai exact, tocmai pe fundul mării. Au traversat pe trupul lunganului, care se întinse între cele două maluri, iar umflatul sorbi toată apa mării. Prietenul lor nu mai trebuie decât să întindă mâna și să apuce inelul. Apoi umflatul puse apa la loc în mare, iar ei se întoarseră pe trupul lunganului. Împăratul își respectă promisiunea, iar tânărul o luă de soție pe fica acestuia și astfel deveni urmaș la tron. Nu îi uită nici pe prietenii săi, pe care îi ridică la rang de cavaleri și îi puse în tronuri importante. Pe lungan îl numi comandant al oștilor împăratului, pe ochi ager șef al gărzilor palatului, iar pe umflat îl numi șef la visteria împărăției. Soarele și copii. În vremurile de demult, soarele era și el om și trăia pe pământ. Când își ridica brațele, se lumina totul în jur, iar când își lăsa brațele jos, se făcea din nou întuneric și răcoare. Era foarte leneș
și nu se scula niciodată din pat, așa că lumina și încălzea numai în jurul colibei lui, iar restul lumii stătea în întuneric și frig. Din cauza aceasta, grâul pe care îl creșteau boșimanii nu reușea să se usuce, ci ajungea să mucetăiască, iar vânătorii nu puteau vedea vânatul și se întorceau acasă cu mâinile goale. Într-o astfel de lume nu era de trăit. Mici și mare, tânăr și bătrân s-au adunat la sfat, iar femeile din Africa au hotărât să facă ceva pentru a schimba situația. Toate au fost de acord că soarele trebuie să stea mai mult timp pe cer. Dar pentru că ele erau foarte ocupate cu dereticatul prin colibă, bărbații ocupați cu gospodăria, bătrânii prea slăbiți, i-au trimis pe copii să o facă. Aceștia s-au dus până la soare și, în timp ce acesta dormea, îl prinseră de picioare și de mâini l-au legat și l-au aruncat în aer. Din cauza rostogolirii prea puternice, soarele se rotunji, pierzându-și chipul omenesc. De atunci, el luminează tot pământul, acoperind și încălzind cu razele lui, când una dintre părți, când cealaltă, neoprindu-se niciodată, pentru că încă îi mai este frică să nu cadă iar din înaltul cerului și să ajungă din nou pe mâinile copiilor nemiloși. Împăratul cel bun și grădinarul. A fost odată un om căruia îi plăcea foarte mult grădinăritul. Căpățânile de varză creșteau văzând cu ochii, la fel și conopii, dar roșiile și alte legume. Nu se lăsau mai prejos nici trandafirii, nici lalelele, florile de iasomie și panseluțele. Plantele lui îi răsplăteau îngrijirile, drăgăstoase crescând mari și frumoase, cum nu se mai văzuse până atunci, de le merse vestea în toată împărăția. În schimb, într-o zi nefastă, un iepure sălbatic răscoli toată grădina cu zarzavaturi. Grădinarul încercă din răzputeri să prindă iepurele, dar nu reuși cu niciun chip, așa că se adresă împăratului pentru a-i se face dreptate. "Nu pot îngădui," spuse împăratul cu voce tunătoare, "ca un iepure să-i păgubească pe supușii mei." A doua zi sosi la grădină pentru ca împreună cu toată oștirea și cu ajutorul curtenilor lui să alunge iepurele. Înainte de toate vrut să fie servit cu micul dejun, la fel și alaiul lui, și ceru pui fript și șuncă, iar abia după asta a început vânătoarea. Cu toată tevatura au și reușit să alunge iepurele, dar oștenii împreună cu caii lor, în marea lor vânătoare, răvășiră toată grădina. Dacă iepurele distrusese doar zarzavaturile, acum erau răvășite și florile. Se făcuse o pagubă mai mare decât ar fi făcut vreodată 100 de iepuri în 1000 de ani. Vorba aceea, cine păgubește se înțelepțește. Întâi gândește, apoi pornește, își zise grădinarul, văzând toată grădina răvășită. Mai bine puneam o capcană și prindeam iepurele. Vulpița fără coadă. Pădurea era mare și deasă, iar pericolele care te pășteau de intrai singur în ea erau multe. Nimeni nu îndrăznea să intre singur. Doar pădurarul și cu o echipă de vânători patrulau mereu să vadă dacă nu au intrat braconieri să pună capcane pentru a prinde animalele. Capcanele găsite le confiscau, iar animalele erau în siguranță. Ei încercau să protejeze pădurea și animalele pentru ca acestea să ducă o viață cât mai bună. Cu tot efortul lor,
Uneori se mai întâmpla câte o nenorocire. Astfel, într-o zi, o vulpiță își prinse coada într-o capcană. Speriată că va fi prinsă și omorâtă de oameni răi, se zbătuse săraca până când scăpă, dar prețul plătit nu fu mic. Coada îi se rupse și rămase doar cu un ciot. Era foarte rușinată din cauza lipsei acesteia, considera o mare nedreptate că numai ea nu avea coadă. După câteva zile în care stătuse în vizuină necăjită și rușinată, se gândi că nu putea rămâne toată viața în vizuină, că trebuia să iasă afară pentru a-și căuta hrană și inevitabil se va întâlni cu celelalte surate. Ar fi mult mai bine, gândea ea, ca nici celelalte vulpi să nu aibă coadă. Așa că atunci când le întâlni, începu să le convingă și pe suratele ei să-și taie coada. Coada, spuse ea, este numai o povară și nici nu este frumoasă și nici nu este o dovadă de noblețe. Atunci, îi răspunseră suratele ei, tu de ce nu te bucuri că nu o mai ai? Știi vorba aceea? Mai bine să te învidieze alții pe tine decât tu pe alții. Vulpița își dădu seama că greșise. Nu erau vinovate celelalte vulpi de nenorocirea ei. Bine că scăpase cu viață. Războiul aripatelor și al patrupedelor. Odată ursul și ciocănitoarea și-au declarat război unul alteia și toate patrupedele au sărit în ajutorul primului, iar toate naripatele și insectele au sărit în ajutorul celei de-a doua. În naripatele i-au ales pe purici să fie spioni și i-au trimis în tabăra adversarilor. Comandantul suprem al acestora, vulpea, tocmai împărțea sarcinile pentru lupta din ziua următoare și explica semnele din codul pe care îl va folosi. Coada mea roșcată și înfoiată o puteți observa de oriunde, așa că voi da semnalul cu ajutorul ei. Dacă o țin dreaptă, înseamnă că totul este în ordine și puteți continua înaintarea. Dar dacă suntem în pierdere sau suntem încercuiți, o voi lăsa în jos și atunci vă veți retrage. A doua zi, patrupedele au pornit la atac. Sub picioarele lor vibra pământul de parcă era cu tremur, dar fâlfâitul aripilor adversarilor îl întrecea pe acesta. Parcă era vuietul unei vijelii. Conducătorul păsărilor, vulturul, după ce aflase planul inamicului, trimise o viespe și un țânțar ca să atace vulpea. Viespea o împunse pe vulpe peste tot, iar țânțarul o pișca de bot pentru a o deruta. Atacată de cei doi, vulpea nu mai putea să-și țină coada dreaptă, așa că fără voia ei dădu semnalul pentru retragere. Așa reușiră naripatele, printr-o strategie bine pusă la punct de către un conducător abil, să învingă oastea patrupedelor. Morala? Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura. Și nu este suficient să ai o minte bună, trebuie să o și folosești. Șoricelul de aur. Un mare demnitar din Asia avea o adevărată patimă pentru bani. Deși strânsese sume însemnate, tot timpul se plângea că nu-i ajung bani. Într-o zi îi chemă pe toți supușii lui și le spuse: peste câteva zile va fi ziua mea de naștere și am auzit că toți doriți să-mi faceți un dar, drept pentru care îmi este foarte greu să vă refuz. Nu contează valoarea darului, totuși să știți că împlinesc 50 de ani și că sunt născut în zodia șoarecelui. Așa că darul ce mi-l faceți să nu fie mai puțin de 50 de liang. Oamenii ascultară privind unul la celălalt cu uimire și înghițind în sec. În cele din urmă, neavând încotro, trebuie să împrumute bani pentru darul marelui demnitar.
unul dintre supuși era un om nespus de lingușitor. Se duse la magazinul de bijuterii și comandă un șoricel de aur pentru a-l dărui sărbătoritului. Când fu gata, lingușitorul îl luă și îl duse imediat demnitarului. Acesta, văzând darul, făcu ochii mari examinând obiectul cu bucurie. Văzând reacția demnitarului, lingușitorul spuse: "Dacă din întâmplare apare un post bun, v-aș ruga să vă gândiți la mine, sluga dumneavoastră supusă." "Bineînțeles, dar trebuie să-ți spun că peste încă 10 zile va fi ziua soției mele. Am să-i dăruiesc și soției dumneavoastră un șoricel de aur ca să fie o pereche." Dar demnitarul răspunse: "Soția mea nu este născută în zodia șoarecelui, ci în zodia bivolului. Dăruiește-i un bivol din aur." Lingușitorul, auzind o astfel de dorință nemaipomenită, nu mai putu scoate o vorbă. Turta pictată. Trăiau odată doi bogătași zgârciți care erau frați. Într-o zi, fratele mai mic s-a gândit să treacă pe la cel mare și a luat cu el, drept cadou, un coș frumos împletit din coceni de porumb. În casa fratelui mai mare nu o găsi decât pe cumnata sa, căreia îi zise: "Cumnată dragă, neștiind ce vă trebuie, v-am adus acest coș și vă rog să-l primiți cu toată bucuria." "Vai, să cheltuiești atâția bani pentru noi, îți mulțumesc pentru cadoul frumos ce ni l-ai făcut." Cumnata gândea în sinea ei: "Indiferent ce mi-a dus, după tradiție, eu trebuie să-l opresc la masă. Dar cu ce să-l tratez? Am găsit soluția." Și bucuroasă îi spuse cumnatului său: "Rămâi la masă, nu refuza." Nu mai așteptă răspunsul omului și puse repede pe masă un platou pe care pictă o turtă mare, rotundă, cu mult susan. "Te rog," spuse cumnata, "servește cât de caldă și proaspătă, dacă se răcește, nu va mai fi atât de gustoasă." Fratele se prefăcu că mănâncă dulce, bețișoarele la gură și mestecă. După un timp, păru că s-a săturat, se ridică de la masă și plecă, luându-și rămas bun de la cumnata sa. Nu trecu mult timp și se întoarse stăpânul casei. Soția îl întâmpină și spuse repede cum a venit fratele lui și ce soluție a găsit ea ca să-l oprească la masă fără să cheltuiască nimic. Soțul se duse repede la masă și, văzând turta pictată în farfurie, oftă adânc zicând: "Dacă eram eu acasă, nu-i dădeam o turtă atât de mare și de frumoasă." Lupul și cei trei purceluși. Adaptare după Cei trei purceluși de Van Gogh. Au fost odată trei purceluși. S-au hotărât să-și încerce norocul și fiecare a început să-și construiască o casă. Tocmai trecu pe lângă ei un om cu o căruță cu fân, iar primul le-a spus fraților că fânul este ușor și moale și o să-și facă o căsuță. Cei doi frați au plecat mai departe la drum, trecând pe lângă ei o căruță cu lemne. Al doilea s-a gândit că lemnul e numai bun pentru căsuța lui. Cel de-al treilea purceluș a continuat drumul până a ajuns la un pietrar care făcea piatră de construit. Purcelușul s-a gândit că piatra este cea mai potrivită să-și facă o căsuță rezistentă. Noaptea,
În timp ce primul purceluș dormea în casa lui de paie, a venit un lup flămând să-l mănânce. Purcelușul nu a vrut să deschidă, dar lupul a suflat odată peste casă, iar casa s-a dărâmat. Purcelușul a fugit spre casa celui de-al doilea purceluș. Lupul nu s-a lăsat și l-a urmărit. Purcelușii nu au vrut să deschidă ușa, iar lupul furios a suflat de tot spre casă și a dărâmat-o și pe aceasta. Purcelușii au luat-o la fugă spre casa celui de-al treilea purceluș. Veni lupul și aici după ei, dar oricât se forța, nu reușea să spulbere casa. Văzând că nu poate dărâma casa, furios, se urcă pe acoperiș încercând să intre pe hor. În schimb, purcelușii au pus la cale un plan. Au pus pe foc un ceaun mare cu apă fiartă exact sub hor, iar lupul căzu chiar în ea. Așa de tare se arse că sări înapoi pe hor și o luă la goană mâncând pământul, iar ei au trăit împreună fericiți. Floarea îndrăgostiților. Fata împăratului, când a fost mică, s-a speriat atât de tare încât a amuțit. Pe atunci ea era tot timpul tristă și singură, se bucura numai când trebuia să îngrijească florile din grădină. Într-una din seri, când se îndeletnicea ea cu florile, observă o floare pe care niciun om n-o mai văzuse până atunci. Din acel moment o îngriji cu mare dragoste. Stătea ore întregi în fața ei și părea că vorbește cu ea, își mișca mâinile mirate de parcă îi înțelegea spusele. Într-una din zile, împăratul, care era convins că fata lui a fost vrăjită, smulse floarea din rădăcini și o aruncă la pământ. Floarea asta trebuie distrusă. Stai ore întregi în fața ei, spuse mânios împăratul. Tată, ce ai făcut? Strigă prințesa. În marea indignare i-a revenit vocea. Într-o clipită și floarea se transformă într-un prinț. Împăratul era uimit. Prințesa îi povesti tatălui ei următoarele. Prințul rugase o zână să-l transforme într-o floare pentru că dorea să se afle tot timpul în apropierea mea. Zâna mi-ascultă și îndeplini dorința, dar îmi spuse că în clipa când vei vorbi mă voi preschimba în om. Dar dacă nu mă vei iubi la fel de mult ca și atunci când eram floare, voi rămâne o floare pe viață, spuse prințul. Îmi ești la fel de drag ca și atunci, tu ești alesul meu, spuse prințesa. Era ziua de 14 februarie. Probabil din această cauză de Sfântul Valentin se sărbătorește ziua îndrăgostiților, la fel cum au sărbătorit-o și acești doi îndrăgostiți care s-au și căsătorit și trăiesc încă și astăzi fericiți. Căprița cea isteață. Trăia odată o capră sălbatică tare înțeleaptă, care în fiecare zi urca sus la munte să mănânce iarbă fragedă și cobora jos în vale să bea apă. Într-o zi, ea dădu în drumul său peste un lup laco. Lupul vru să o înhațe, dar nu reuși. Atunci își lua un glas binevoitor și o întrebă: Hei, căpriță, la ce-ți folosești cele două obiecte lungi și tari pe care le porți pe cap? Ca să scape de lupul cel lacom și crud, capra sălbatică îi răspunse: Natura mi-a dăruit aceste două coarne ca să zdrobesc cu ele celelalte animale. Chiar așa de mare putere ai în coarne? Întrebă lupul neîncrezător. Te rog să-mi dovedești spusele tale. Bine, te rog să stai pe loc acolo unde te afli și să nu te miști cumva.
de îndată vei afla puterea coarnelor mele." Lupul rămase nemișcat, iar capra sălbatică veni în fugă și luându-l în coarne, îl trânti de pământ. Capra sălbatică se întoarse, veni iarăși în fugă și îl izbi încă o dată. "Încă o dată," zise ea cu ciudă. "Mai după ce o să te zdrobesc în coarne, mă potolesc." Lupul o luă la goană. Când întoarse capul însă, o văzu pe capră stând liniștită, fără apărea că are de gând să alerge după el. Atunci lupului îi trecu din nou prin cap să o sfâșie pe capră. Capra sălbatică își dădu seama ce are de gând lupul să facă și îi veni o idee. Strigă tare către lup: "Stai, lupule, nu fugi! Așteaptă un pic să-mi scot încălțările și să vin la tine să te zdrobesc în coarne!" Îngrozit de moarte, lupul o luă la goană într-o suflare și dispăru fără urmă. Și astfel reuși căprița cea isteață să-și salveze viața. Vom citi astăzi povestea Cerșetorul și Bogătan. După o poveste populară algeriană. Un cerșetor bătrân poposi într-un sat și bătu la ușa unei case mari. Alături, în curte, se înălța un hambar pecetluit cu un lacăt mare și ruginit. În această casă trăia bogătanul satului, căruia îi se duse vestea de om rău și zgârcit. Nimeni niciodată nu auzise ca el să ajute pe cineva la nevoie. "Te rog să-mi dai o bucățică de slănină și o cană cu lapte," îl rugă cerșetorul. "Nu pot, nu pot, n-am! Șterge-o de aici cât e lucru cu cinste!" se răsti bogătașul. "Poate că ți-a rămas pe undeva un pumn de grâu sau niscava bobi," nu se lăsă bătrânul, pe care foamea îl făcu să se înjosească înaintea celor mai câinoși oameni. "N-am nimic, lasă-mă-n pace," răspunse bogătanul. "Dă-mi măcar o bucată de pâine, fie ea și uscată, că nu te uita până la moarte," zise cerșetorul. "Dacă de aici n-am nici pâine," fu răspunsul. "Adă-mi o gură de apă, mă usuc de sete," îl rugă bătrânul. "N-am nici apă," țipă zgârcitul. "O, fiule," exclamă cerșetorul, "ce mai aștepți dacă ești așa sărac și nu ai de nici unele? Ia-ți tolba și cerșește pe la casele oamenilor miloși. Vei găsi pe cineva cu suflet bun să-ți dea și ție ceva de mâncare. Știi vorba aceea, bogatul zgârcit e mai sărac decât un cerșetor. Și mai este una, o să piei și nimic cu tine n-ai să iei." A plecat cerșetorul bătrân mai departe, iar bogatul cel rău și zgârcit a rămas speriat de vorbele ce le auzise. Cocorul înțelept. Se spune că odată nu plouase multă vreme și din cauza asta apa era greu de găsit. Un cocor foarte însetat zburase mult să găsească un strop de apă, dar nu află. Oprindu-se din zbor, se lăsă pe pământ obosit și însetat. Privi în jur și văzu un ulcior. Merse spre el și se uită înăuntru. Pe fund luci oglinda de apă, puțină, dar era. Bucuria puse stăpânire pe el, vrut să bea apa din ulcior. El își vâră ciocul lung în gura vasului, însă degeaba, nu putu ajunge să-și potolească setea, din cauza că în ulcior apa era prea jos. Ce să facă bietul ca să-și stâmpere setea năvraznică? Se gândi că alt chip nu-i decât să spargă ulciorul. "Cioc, cioc, cioc!" izbi el cu pliscul în pereții groși ai vasului. Dar degeaba, pereții erau tari și nu-i putea sparge. Și atunci voi să-l răstoarne fâlfâi din aripi și zbi cu ele în vasul de lut, însă nici de data asta munca lui nu dădu roade. "Ce să fac acum?
setea-l chinuia rău și de altundeva n-avea de unde să bea apă. Cocorul stătu puțin și se gândi. Bine că nu am spart ulciorul. Apa ar fi curs și pământul uscat. Ar fi absorbit-o toată. Dar cum să fac eu pentru a ajunge la apa din el? Îi veni lui o idee grozavă. Băgă ciocul în ulcior și încet și cu grijă înclină ulciorul până îl culcă pe pământ. Acum putea să bea apă pe săturate. Ah, ce bună e apa! Lescăia de plăcere cocorul. Acum mi-am potolit setea. Cine bine se gândește, totdeauna nimerește. Cocoșul și vulpea. Odată vulpea puse ochii pe un cocoș mare și gras pentru cină, dar, fiindcă acesta era iute de picior, scăpă de vulpe suindu-se într-un copac. Vulpea se prefăcu foarte tristă, deoarece cocoșul nu avea încredere în ea. De ce ai fugit de mine? Îl întrebă mirată. Doream numai să te strâng în brațe ca pe un prieten. Nu sunt atât de prost încât să cred spusele tale, răspunse cocoșul. Înseamnă că tu nu ai aflat noutățile. Despre ce noutăți vorbești? Întrebă cocoșul prefăcându-se curios. S-a dat vestea împăcării, pretinse vulpea. Acum suntem cu toții frați. Coboară ca să ne putem îmbrățișa și noi în pace. Dar mai repejor, căci sunt grăbită să-mi îmbrățișez și ceilalți frați. Așteaptă numai o clipită, se prefăcu bucuros cocoșul, căci zăresc niște câini de vânătoare. Ar fi mai bine să-i aștepți și pe ei. Sigur vor să te îmbrățișeze și ei pe tine, dacă și așa e pace. Fiind urcat în copac și văzând până în depărtare, vulpea crezu vorbele cocoșului și consideră că e mai bine să o ia la fugă. Dar înainte de a pleca, îi mai spuse acestuia: nu te-am mințit, dar trebuie să plec pentru că nu sunt foarte sigură că și ei au auzit vestea cea mare. Cu siguranță că au auzit, răspunse cocoșul, altfel nu s-ar grăbi să vină încoace. Stai, vulpe, nu pleca, deci fugi. Astfel scăpă cocoșul de vulpe. E bine să știi cine e dușmanul dușmanului tău. Vom citi astăzi povestea cum a încercat Pantera să-l păcălească pe Bivol. Odată de mult, Pantera s-a întâlnit cu boul, căruia i-a vorbit astfel: vai, prietene bou, coarnele tale sunt așa de lungi, îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți puțin din coarne, ce zici? Boul, luând-o pe Pantera drept un prieten, îi permise să-i scurteze coarnele. Astfel, coarnele cu care boul trebuia să se apere ajunseră scurte ca două cioturi, iar Pantera a putut să-l sfâșie și să-l mănânce. Pantera se întâlni la scurt timp după aceea cu alt bivol, căruia îi grăi astfel: vai, prietene bivol, coarnele tale sunt așa de lungi încât îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți din coarne, ce zici? Auzind spusele Panterei, bivolul nu numai că nu-i luă vorbele de bune, ci se răsti la ea zicând: hei, tu, arătare năroadă, cum îți trece prin cap că o să te las să-mi tai coarnele? Am nevoie de ele,
ca să mă apăr de animalele de pradă care ar îndrăzni să mă atace, așa cum ești tu." Zicând acestea, bivolul se și repezi s-o ia în coarne pe panteră, care de-abia scăpă cu fuga. După această întâmplare de demult, nici până în ziua de astăzi, pantera nu îndrăznește să-l atace pe bivol. Deci găinile, când beau apă, se uită în sus. Un basm african. Cândva găinile beau apă ca toate vietățile de pe lume. Se apropiau de râu, își muiau bliscurile în apă și stăteau așa aplecate până când își potoleau setea. Odată, pe când una din găini bea apă, o maimuțică pusă pe șotii, care era cocoțat în copac, a luat un fruct de mango și a lovit-o drept în cap. Găina s-a prăbușit în râu și mai nu s-a necat sărmana. A ieșit cu chiu cu vai, fiindcă găina nu știe să nuate, și s-a așezat să se odihnească. După ce și-a venit în fire, a luat o fugă spre casă. Maimuțica, văzând că din gluma ei era să o pățească biata găină, a tăcut mâlc. Nici nu a râs, nici nu a coborât din copac pentru a-și cere iertare. Ajuns acasă, găina și-a chemat surioarele pentru a le povesti cele întâmplate și a se sfătui cu ele. "Vai, surioarelor, te-ați ști ce-am pățit eu? Stăpânul cerului însuși m-a pedepsit și a trimis peste capul meu un tunet năprastic și parcă auzeam o voce care spunea: de ce când beți apă nu vă uitați la cer și nu mulțumiți? Nici n-am crezut că mai scap cu zile." "Această întâmplare, sigur, este un semn," spuse o altă găină. "Eu propun ca de azi înainte, pentru ca stăpânul cerului să nu se supere pe noi, după fiecare înghițitură de apă să ne uităm la cer." De atunci, găinile, când beau apă, întotdeauna ridică în sus capul și și-aruncă ochii spre cer, mulțumindu-i celui de sus pentru grăunțele și apa de toate zilele. Fructul cel mai valoros. O poveste bulgară. A fost odată un tată care avea 3 feciori. Într-o zi îi chemă la dânsul și le spuse: "Am să vă dau la fiecare câte o pungă cu galben. Mergeți în lume și căutați fructul cel mai valoros. Care dintre voi mi-l va aduce, am să-i dăruiesc jumătate din averea mea." Feciorii luară pungile cu galben și porniră fiecare în 3 părți ale lumii. După 3 ani se întoarseră. "Fructul cel mai valoros," zise fiul cel mare, "este acela care e cel mai dulce. Eu ți-am cumpărat un ciorchine de strugure." "Bine," spuse tatăl, "mi-ai adus un fruct bun. Dar tu ce mi-ai adus?" îl întrebă pe feciorul cel mijlociu. "Tată, eu m-am gândit că fructul cel mai valoros e cel mai rar. De aceea m-am dus în țările sudice și am cumpărat fructe rare. Nuci de cocos, portocale, curmale, din fiecare câte puțin, ca să ai să guști." "Bine, fiul meu, mi-a adus fructe minunate. Am să le mănânc," zise bătrânul. "Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai întors cu mâinile goale?" îl întrebă pe cel mic. "Tată, cu banii de la tine m-am înscris la o școală. 3 ani de zile am tot învățat. Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima și mintea mea. Acestea sunt fructe valoroase. Tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu.
tu meriți răsplata făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învățătura. Balaurul și țiganul. Un țigan care călătorea prin lume fu prins noaptea pe drum. Fiindcă trebuia să nopteze undeva, se opri în primul sat care ieși în cale și bătu la prima poartă. Îl deschise un țăran care îl pofti în casă. De la el află țiganul că era singurul om în viață, fiindcă satul fusese distrus de către un balaur care în fiecare dimineață mânca pe cineva. Deja nu mai rămăseseră decât ei doi, așa că în ziua următoare era rândul unuia dintre ei. Țiganul nu se sperie. "Lasă-mă, omule, pe mine," spuse țiganul, "că-i vin eu de hac balaurului." "Nu cred că poți," spuse trist țăranul. "Nu pentru că țin atât de mult la viața mea, dar aș vrea să îi vină cineva de hac balaurului." Dimineața auzi un zgomot ca de tunet și pământul se cutremură. Sosi balaurul. Era imens, dar țiganul nu se sperie de el, ci din contră îi ieși în întâmpinare foarte hotărât. "Înfulecă-mă dacă crezi că poți, dar îți spun, să știi că nu vei reuși să mă mesteci. Va trebui să mă înghiți întreg, iar când voi fi în burta ta, îți voi găuri mațele și voi ieși afară, iar tu vei muri." "Te crezi așa de puternic?" începu să râdă balaurul. "Hai să ne luăm la întrecere." Luă între labele lui o piatră și o făcu fărâme. "Asta nu e nimic," spuse țiganul. "Eu prind una și scot apă din ea." Șmecher fiind, apucă între mâini o bucată de brânză și scoase zărul din ea. Balaurul, crezând că țiganul strânge și el o piatră între palme de scoate apă din ea, se îngrozi așa de tare că o luă la fugă de rupea pământul și nu se mai întoarse niciodată. Nu vreau să mint. Sorin locuia împreună cu părinții săi într-o casă înconjurată de pomi din cartierul Sărărie. Tatăl său îi dărui un briciac frumos pentru a-l folosi într-o excursie prin munți. Ca să se încredințeze cât de tăios e briciacul, ieși singur în grădină și, fără să se gândească prea mult, reteză deodată tulpina unui cireșel plantat în primăvară. După ce făcu prostia, ascunse pomul după lemne și tăcu mărg. "Cine mi-a făcut asta?" auzi Sorin spre seară glasul mâniat al tatălui său. "Vinovatul va fi pedepsit." Nimeni în afară de Sorin nu știa cine tăiase pomul. Tata îi lua la întrebări pe toți cei din casă, dar toți se jurau că n-au retezat cireșul. Cum să-l taie? Atunci Sorin se frământă în adâncul sufletului, făcându-se roșu ca cireșele coapte. "N-am făcut bine ce am făcut, gândea el. Uite, vine tata să mă întrebe și pe mine dacă am tăiat pomul. Va face de sigur legătura cu briceagul dăruit. Dacă i-aș spune că nu l-am tăiat eu, aș minți și nu vreau să mint. Mai bine îi voi mărturisi tatei greșeala și îi voi cere iertare." Și frământându-se așa, Sorin se duse la tatăl său și mărturisi: "Tată, eu am tăiat pomul și orb. Bate-mă, urechează-mă, dar ăsta e adevărul. Am greșit." "Nu pot minți. Iartă-mă, tată." Atunci tatăl său îi răspunse, stăpânindu-și dorința de a-l plesni: "Fiindcă ți-ai mărturisit fapta, te iert de data asta.
Învățătura de minte ar fi următoarea. Copilul care își recunoaște greșeala dă semne de îndreptare și scapă mai ușor de povara minciunii. De ce se spală pisoiul după mâncare? O poveste populară lituaniană. Odată, o vrabie a poposit în grădina unui țăran și s-a apucat să ciugulească grăunțele înșirate pe jos. Vrabia sare prin iarbă și adună grăunte cu grăunte, iar pisoiul cel jucăuș stă după colțul casei și o pândește, punându-și în gând să o prindă. A pândit el cât a pândit și când și-a făcut odată vânt, a înhățat-o de o aripă. Nici n-am visat asemenea gustărică, mirlăi pisoiul. Vai, domnule pisoi, chiar ai de gând să mă mănânci? Ciripi vrăbiuța deznădăjduită. Dar ce-ai crezut, că am poftă doar de joacă? Fornăi pisoiul și clipi din ochi de plăcere. N-ai niciun pic de rușine, îl luă vrăbiuța la trei parale. De ce ai uitat să te speli azi dimineață? Nu știi că și stăpânul și stăpâna, toată suflarea de pe pământ, în fiecare dimineață mai întâi se spală pe față și abia după aceea iau dejunul. Ai dreptate, iorlăi puțin intimidat, dar și rușinat pisoiul, și ridică lăbuța să spele ochii, urechile, mustățile și botișorul. Fără a mai sta pe gânduri, vrăbiuța-și fă cuvânt și fâlfâi din aripi și scăpă din ghearele lui. Rău s-a mai înfuriat pisoiul, de azi înainte nimeni nu mă va mai păcăli. Facă oamenii cum îi duce mintea și capul. Eu dimineață, mai întâi și întâi voi lua dejunul și abia după aceea o să mă spăl. De atunci tot neamul pisicesc se spală după mâncare și nu înainte cum fac toți copiii ascultători. Povestea noastră de astăzi este o adaptare după povestea Ciuboțelele Ocarului de Călin Gruia. Ogarul și iepure. Cică odată s-au întâlnit pe drum ogarul cu iepurele care mergea la târg să-și cumpere ciuboțele. Era toamnă târzie. Pe atunci ogarul purta ciuboțele și putea să meargă, pe când iepurele era desculț și vai de el cum îi clănțăneau dinții în gură. Cât ai dat pe încălțări? Întrebă sfios iepurele. Doi galbeni, îi răspunse fudul ogarul. Mă duc și eu la iar Maroc, adăugă iepurele, să-mi cumpăr ciuboțele. Am doi galbeni, șopti el. Prinzându-i noaptea pe drum, trag la hanul lui Moș Martin. Ogarului îi era foame și sete, așa că își comandă de mâncare și de băut, dar nu avea niciun ban. În cele din urmă spuse iepurelui, plătește dumneata cu metre. Cum să plătesc? Eu nu am mâncat și nu am băut nimic. Plătește că am uitat punga acasă. Îți dau eu banii la iar Maroc. Iepurele nu a vrut să plătească, dar de voie, de nevoie, scoase cei doi galbeni care îi avea pentru a-și cumpăra ciuboțelele și plăti. Moș Martin se uită la ciuboțelele ogarului, apoi la picioarele goale ale iepurelui. Mărăi ceva și luă galbenii. O să-mi fac singur dreptate, gândi iepurele. După ce ogarul a dormit, încălță ciuboțelele acestuia și pășind încet, ieși din han și țină băiete tot într-o fugă.
Când s-a deșteptat ogarul, ia ciuboțelele de unde nu-s. Căută încoace, căută încolo, nicăieri. Căută pe iepure, ia-l de unde nu-i. De atunci se zice că ogarul îl caută pe iepure cu gând să-l prindă și să-l descalțe.